Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Ilcine, care avem o ediție spectacol în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. La 932 de zile de război și după episodul cu dronele rușilor care au intrat în România, președintele Klaus Iohannis convoacă o ședință a CSAT-ului. Vă arăt cum vor să schimbe legea pentru a dobori armele lui Vladimir Putin, acelea pe care acum nu pot. Veți vedea că războiul trece la alt nivel, vă prezint rachetele care pot lovi Rusia în interiorul ei, vă dau ultimele detalii.